Învățământul la distanță. Instruire de nivel superior, manieră flexibilă, platforme informatice. Diplomele de licență obținute sunt echivalente cu cele de la forma de învățământ cu frecvență. ...75 de locuri la fiecare dintre cele trei programe derulate în sistemul de învățământ la distanță din cadrul Facultății de Economie și Drept. Management, 3 ani. Contabilitate și informatică de gestiune, 3 ani. Și Drept, 4 ani. Materialele necesare autoinstruirii studenților sunt asigurate de cadrele didactice prin intermediul platformelor informatice. Întâlnirile online ale studenților cu cadrele didactice au loc potrivit orarelor stabilite. Comunicarea bidirecțională student-cadru didactic la forma de ID este mai intensă și frecventă, suplinind lipsa întâlnirilor față în față în spațiul universității. Mijloacele utilizate sunt diverse. Aplicații telefonice, e-mail, rețele sociale. Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă emisiune dedicată admiterii la UMFST. Astăzi vom discuta despre avantajele învățământului la distanță, despre modalitățile de realizare a activităților didactice cu studenții, despre modalitățile de examinare a studenților în acest sistem de învățământ la distanță, alături de invitații noștri, decanul Facultății de Economie și Drept, conferențiar dr. Daniel Ștefan. Bine ai venit, Daniel! Bună ziua, bine v-am găsit! Lector dr. Angela On, director al Centrului de Învățământ cu Frecvență Redusă și la Distanță. Bună ziua, bine v-am găsit! Bine ai venit, Angela! Ce reprezintă învățământul la distanță? Învățământul la distanță trebuie să înțeleagă potențialii noștri candidați că reprezintă o altă formă de parcurgere a unui program universitar de studii. Este o formă modernă, flexibilă de parcurgere a unui program de studii, în sensul că le permite să-și gestioneze singuri timpul și spațiul unde să parcurgă programa de învățământ. Avem experiența de mai mult de 20 de ani a învățământului cu frecvență redusă în cadrul Universității foste Petru Maior și actuale UMFST, iar de începând de anul trecut avem aceste programe la distanță și sigur că sunt o mulțime de avantaje pentru cei care optează pentru aceste programe pe care le vom detalia în cele ce urmează. Chiar te invit să menționăm care sunt programele de studii dedicate învățământului la distanță. În momentul de față derulăm prin Facultatea de Economie și Drept trei programe la această formă de învățământ la distanță, și anume management cu durata de 3 ani, contabilitate și informatică de gestiune cu durata de 3 ani la fel și programul de drept cu 4 ani ca durată. Exact ca și la învățământul cu frecvență de altfel. Ați dori să menționați și alte particularități ale învățământului la distanță? Sunt o mulțime de particularități pe care candidații le pot afla, le pot afla de la noi sau se pot informa de pe site-ul UMFST. O să le detaliem, e vorba de modul de desfășurare a activităților didactice. Aici este marea particularitate, pentru că studentul nu vine fizic la școală, ci rămâne la destinația pe care o dorește, acasă la el sau în alt spațiu pe care și-l alege, și parcurge materialele pe care cadrele didactice le pun la dispoziția studenților. Mai sunt și alte particularități în legătură cu materialele puse la dispoziție. Ele trebuie să îndeplinească o serie de cerințe pentru, se numesc în general tehnologie ID,
Trebuie să răspund cerințelor acestora de structurare și de limitare în timp, de precizarea unor detalii, precum obiectivele materialului, să existe teste de autoevaluare, să existe la fiecare material precizat timpul aproximativ alocat pentru asimilarea acelor cunoștințe din tematica respectivă și așa mai departe. În rest, sigur că există foarte multe similitudini. Practic, studentul parcurge un asemenea program de studii, iar la final primește o diplomă în totalitate echivalentă cu diploma de licență pe care studenții obțin la forma cu frecvență. Aceasta este de altfel o întrebare pe care adesea am întâlnit-o din partea candidaților pentru această formă de învățământ. Domnule decan, cine poate opta pentru sistemul de învățământ la distanță? V-aș ruga să ne vorbiți puțin despre adresabilitatea acestor programe. Tehnic poate să opteze pentru învățământul la distanță orice persoană care a obținut o diplomă de bacalaureat sau o diplomă echivalentă, așa cum poate să opteze și pentru învățământul cu frecvență. Din punct de vedere practic, el se adresează, de fapt, unei categorii de persoane care dorește să, hai să spunem, să îmbine caracteristicile unui loc de muncă cu studiu universitar în paralel și care, într-un program de învățământ cu frecvență, care presupune participarea zilnică la activități didactice, nu s-ar așeza suficient de bine peste un eventual program de muncă. Sau persoane care sunt localizate în altă locație decât sediul universității, facultății noastre și se află la o distanță de noi. Putem vorbi de persoane din orice punct al țării sau chiar din diaspora, din acest punct de vedere, care în această formă de învățământ la distanță, de fapt, pot să participe la activitățile didactice și să suplinească datorită acelor metodologii, acelor tehnici de așezare a stilului de învățare, pot să suplinească acea participare zilnică față în față cu cadrele didactice care desfășoară astfel de activități. De aici vine și această nevoie de structurare, pentru că se structurează timpul de învățare, pentru că într-un curs normal, cadrul didactic își structurează timpul de învățare și de predare fără să neapărat să fie nevoie o delimitare clară a activităților, pentru că el este în controlul activităților. Pe când aici studentul primește inclusiv indicațiile pe care are el nevoie pentru a parcurge eficient, de fapt, acel conținut al disciplinei, conținut care este similar cu programul de învățământ cu frecvență, dar el trebuie să suplinească cu sprijinul nostru, prin indicații suplimentare, să suplinească această prezență față în față la toate activitățile pe care noi le avem. Asta nu exclude, pe de altă parte, întâlnirea cu cadrul didactic datorită tehnologiilor și platformelor online pe care noi le avem la dispoziție. Dar ca și adresabilitate, de regulă în această zonă avem persoane care sunt angajate sau persoane care, pentru care deplasarea este mai dificilă, să spunem. Din punctul ăsta de vedere, elimină anumite costuri care sunt de cazare în această zonă, de subzistență în zona în Târgu Mureș, să spunem. Și atunci, eliminând aceste componente de costuri, el devine, de fapt, mai sustenabil pentru o persoană, cu venituri, poate, nu neapărat de un anumit nivel ridicat sau care este foarte ocupată, da? Sau chiar și, de ce nu, ne imaginăm și acea persoană care parcurge, așa cum este la modă telemunca în momentul de față, da, parcurge aceste cursuri și de pe o insulă exotică dintr-un anumit ocean. Da, de ce nu? Se poate, atâta timp cât ai o astfel de conexiune la internet care îți permite să accesezi, de fapt, materialele care sunt toate la dispoziția ta în format online sau chiar și întâlnirile, activitățile tutoriale au loc printr-o interacțiune online cu cadrele didactice care gestionează acele discipline. Deci, e remote, este la distanță, este pentru cei care lucrează, pentru că, așa cum am spus, activitățile sunt gândite în acest fel. De regulă, activitățile de întâlniri față în față au loc vineri și sâmbătă, vineri după masă, sâmbătă, să nu interfereze cu programul de muncă, dar
în rest, pentru restul timpilor de învățare, ca să spunem așa, pe care trebuie să-i aloci singur, e așa zisul, așa sa învățare în pas propriu. Tu îți stabilești ritmul în care vei asimila acele cunoștințe ca apoi să-ți validezi competențele obținute prin evaluarea finală. Chiar v-aș ruga să dezvoltați puțin și acest ultim aspect. Vreau puțin da. să completez aici la adresabilitate. Deci ar fi foarte ușor de reținut acest lucru. Dacă îi spune la distanță, e clar că poți de la distanță chiar foarte mare să parcurgi aceste programe de studii. Deci localizarea geografică nu este un impediment, de aceea ne adresăm și diasporei române. Chiar așteptăm să vedem dacă suscită interes programele noastre pentru românii din străinătate. Pe de altă parte, vârsta nu este sub nicio formă aici relevantă și chiar din experiența anilor de frecvență redusă am avut studenți care s-au apucat chiar la 45-50 de ani, poate chiar mai mult, de un program de studiu și ne-am bucurat foarte mult pentru că vin oameni cu experiențe de profesionale foarte impresionante, foarte bune, avem și noi de învățat de la ei, a fost o relație extraordinară și ne-am bucurat de fiecare dată când am avut asemenea situații. Deci, vârsta nu contează, distanța nu contează, sigur, poți să ai 10 alte diplome de licență sau doctorate și poți să dorești la un moment dat, pe parcursul vieții, să vii să mai faci un program, să te mai instruiești într-un domeniu pe care îl alegi. Să o pregătire, să o vezi ca și o pregătire complementară pentru o pregătire de inginer, de medic, de domeniul artelor sau în orice altă zonă unde... Sau poate chiar pentru o schimbare de traseu profesional. Exact. Chiar și o schimbare de traseu profesional, da. Dar de regulă se așează foarte bine atât programele economice cât și programele juridice, care sunt programe care impun fie gestionarea unor aspecte economice sau unor aspecte legale, se așează foarte bine aproape cu orice tip de profesie, pentru că în momentul în care ajungi să desfășori o anumită profesie, inevitabil te lovești în poziții de conducere, în poziții de decizie, în poziții de execuție, te lovești de aspecte care țin de ambele, hai să spunem, secvențe și se așează perfect din punctul ăsta de vedere ca și o formă de pregătire complementară. Ar fi corect să spunem că două dintre trăsăturile principale ale învățământului la distanță sunt flexibilitatea și accesibilitatea? Da, bineînțeles. Și aici mă gândesc la încă o categorie pe care nu am menționat-o și poate că ar fi important să ne gândim că la aceste programe de studii de învățământ la distanță pot avea acces facil și chiar ar fi recomandate persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu disfuncții motorii, care sunt în imposibilitatea de a se deplasa, dar care nu trebuie să fie limitate de aceste impedimente fizice. Evident că ne adresăm și persoanelor cu asemenea, să spunem, probleme de natură a deplasării fizice sau motricități, în sfârșit. Gândiți-vă că oricine are un laptop acasă și dorește să se instruiască, poate să o facă sub orice formă și flexibilitatea de aici decurge și evident că învățarea pe tot parcursul sprijinim, vieții. Sigur, sprijinim și orice categorie de posibili candidați ai noștri. Evident. Inclusiv pentru candidații care deja urmează o facultate, există o categorie și de persoane care urmează în paralel a doua formă de pregătire și care le permite, de fapt, acest format comprimat de întâlniri directe și acel self-paced, acea învățare programată, autoprogramare a timpilor de învățare, permite să se așeze foarte bine cu o formă de învățământ cu frecvență, da? În acest fel. Și există și astfel de studenți care participă la aceste programe de învățământ la distanță. O altă întrebare pentru dumneavoastră ar fi dacă aceste programe de învățământ la distanță intră și ele în preadmitere. Da, care sunt precizările pe care ați vrea să le faceți? Bineînțeles, intră și ele în preadmitere. Fiecare program de învățământ
are pregătit un număr de 75 de locuri disponibile. În învățământul la distanță toate locurile sunt cu taxă, da? Taxa e aceeași ca și la învățământul cu frecvență, deci nu vorbim de diferențiere din punctul acesta de vedere, să plătească mai mult decât cealaltă persoană. Accesul este, așa cum am spus, în schimbul acestei taxe și la platformă și la elemente care țin de materiale de învățare care le au la dispoziție. Da? Și, bineînțeles, procesul de preadmitere se așează pe ambele forme de învățământ. În cadrul procesului de preadmitere, de fapt, un student care dorește sau un potențial candidat care dorește să participe, fie că este deja absolvent de liceu sau este încă înainte de susținerea bacalaureatului, da? Poate să opteze prin sistemul nostru de preadmitere pentru locurile de învățământ la distanță, alegând ca și... hai să spunem, ca și criterii de departajare, având odată media primilor 3 ani de liceu cu anumită pondere și apoi media la o disciplină relevantă în anii studiați de liceu, în liceu, iar aceste informații pentru fiecare program în parte se regăsesc în adminfo.mfst.ro. De exemplu, pentru drept se iau în considerare medii la limba română, istorie, dar și economie, pentru cele din zona economică, discipline de specialitate economică sau matematică, la management și geografie. Deci apar, hai să spunem, mai multe discipline relevante din care candidatul, care poate să provină din medii diverse, din licee diverse, da? Nu neapărat din licee de specialitate economice, poate să vină și din licee umane, cu profil uman sau licee cu profil real, da? Poate să-și aleagă și îți regăsește o disciplină de specialitate din profilul lui cu care poate să concureze. O altă pondere se alocă acestei medii de disciplină. Suma și media, de fapt, a celor două note oferă, de fapt, media de admitere. Deci e foarte facil, site-ul de admitere este perfect funcțional, timpul de înscriere este suficient, până în 31 mai ai timp să-ți pregătești documentele respective. Cel care e licean are nevoie de adeverință, cel care deja este absolvent, cu siguranță are la dispoziție o foaie matriculă din care să culeagă foarte repede aceste informații, să le încarce pe platformă și ulterior să fie declarat admis, bineînțeles, la programele noastre. O prezentare foarte frumoasă și la obiect. Vă mulțumesc din suflet. Doamna On, aveți completări sau aș putea să trec la următoarea întrebare? Da, mergem mai departe. Aici n-aș avea nimic. Cum de comentați dogat următoarea abordare? Sistemul de învățământ la distanță se bazează prioritar pe motivația personală a studentului, modul în care își stabilește obiective pozitive, realiste, definirea unui mod de lucru individual, pornind de la acceptarea ideii că învățarea este un proces permanent evolutiv. Referitor la învățământul la distanță, sigur că aici nimic nu-l poate obliga pe un om la un moment dat în decursul vieții să se apuce de învățat. Dacă nu există această motivație de a studia, de a se perfecționa în ceva sau de a, așa cum ați spus, să-și găsească un alt parcurs profesional, poate dorește o recalificare, în sfârșit. Deci motivația sigur că este foarte importantă și mai este important foarte mult responsabilizarea, pentru că trebuie să înțelegem, învățământul la distanță nu înseamnă că este nici mai greu, nici mai ușor față de învățământul la frecvență, cu frecvență. Doar că, sigur, studentul trebuie să aibă acea dorință și maturitate de a-și gestiona singur procesul de instruire. Deci de aici vine oarecum diferența majoră. Nu te duci în fiecare zi la școală, nu te întâlnești cu cadrele didactice, te întâlnești cu cadrele didactice în weekend, ai timp să-ți desfășori activitatea profesională, dar sigur, timp de 3 ani sau 4 ani trebuie să gestionezi și această activitate de autoinstruire și ca să poți să parcurg și să îți iei examenele așa cum trebuie la momentul potrivit și să nu amâni și să nu revii și așa mai departe. Deci toate astea sigur înseamnă o responsabilitate, să spunem, un pic mai mare din partea studenților noștri. În rest, sigur, lucrurile se desfășoară oarecum similar cu învățământul la frecvență. Cred că ar fi interesant să evidențiem, pentru că vorbeați mai devreme, domnule decan, despre modalitățile de instruire, să explicați puțin candidaților în ce fel se desfășoară activitățile didactice, practic, care sunt mijloacele la dispoziție,
cum se întâmplă de fapt aceste lucruri? Aici sunt două aspecte care cred că trebuie tratate și o să rog pe colega mea să intervină la unul dintre aspecte, la celălalt o să mă refer eu. Odată este componenta de interfață tehnică de lucru, da. Și a doua este componenta de structurare a activităților, în activități de studiu individual, activități de întâlniri față în față, activități de tutoriat la care o să răspundă colega mea. În ceea ce privește interacțiunea cu studenții, da? Da. Comunicarea cu aceștia, aceasta are loc în cadrul platformei Blackboard pe care o are la dispoziție universitatea, o platformă croită special pentru activități didactice. Da? Deci pentru acest tip de activități didactice trebuie să înțelegem că este platforma cea mai utilizată în Statele Unite în momentul de față, cu gradul cel mai mare de acoperire în zona de activități didactice, croită special pentru aceasta și care se așează perfect în setările pe care noi le-am creat pe această formă de învățământ didactic. Da, răspunde componentelor de asigurare a materialelor, de testare, de evaluarea temelor de control, de stabilirea tuturor acestor elemente de interacțiune care au loc între cadrele didactice și studenți. Ce aduce și ce poate trebuie precizat este că totuși nu se pierde și acea componentă socială pe care o are învățământul universitar, adică ideea de apartenență la un grup, că ești student la universitate, că faci parte dintr-un grup al studenților din anul 2, 3, 1 la Facultatea de Economie și Drept, la programul de studii Contabilitate și Informatică de Gestiune. Această platformă și instrumentele pe care noi le punem la dispoziție creează de fapt și premizele de interacțiune socială, chiar dacă ea are loc virtual, chiar dacă ea are loc online. Da? Studenții beneficiază și încep să colaboreze. Se creează rețele care vin în avantajul cealaltă parte. Împrăștierea teritorială creează rețele mai bine distribuite decât pentru studenții care sunt aici din punctul ăsta de vedere. Deci au posibilitatea să interacționeze cu oameni din alte zone ale țării, cu oameni din alte țări, probabil o parte dintre ei, să beneficieze unii de experiența celorlalți și din acest punct de vedere, pentru că automat ei încep să colaboreze pe parte didactică, pe parte de învățare, de pregătire de examen, deci nu rămân undeva lipiți de un calculator, nu mai știe cine e celălalt, pentru că ei au informații, colaborează între ei, se văd, pot să se întâlnească, pot să-și organizeze propriile întâlniri online care să-i ajute în această desfășurare. Deci rămâne de ei să genereze acel grup social care să-i dea acel asentiment de apartenență la o astfel de comunitate care e importantă pentru un student, să facă parte dintr-o anumită comunitate academică. Deci trebuie să insist și să întăresc și acest aspect, pentru că celelalte sunt standardizate, sunt oferite studenților, au acces la materiale didactice, au acces la aceste elemente. Da? Elemente comune. Exact, comune. Mai mult, fiecare student primește, odată ce devine studentul nostru, un cont instituțional, care îi oferă acces la Microsoft 365, da? La tot pachetul Office pe perioada în care este student, la elementele de comunicare care există în acel pachet Office, la schimbarea la componentele de lucru colaborativ, pentru că vor avea chiar și proiecte comune de făcut, deci vorbim și de team-based learning, nu numai de învățare individuală, deci o să-i punem să lucreze și împreună ca să întărim, așa cum spuneam, și acea componentă socială. Și atunci au acces pe lângă platforma de învățare Blackboard și de alte platforme colaborative, iar toate aceste elemente creează și un set de competențe care depășesc, de fapt, sfera pregătirilor economice sau juridice, ci ei dobândesc niște competențe de utilizare a unor instrumente de lucru care apoi le vor regăsi în fiecare companie, în companiile mari sau companiile mici. Mai ales în aceste momente în care totul evoluează spre acea muncă de acasă, spre lucru colaborativ online, spre locații diferite ale companiilor și nu se mai duc să se întâlnească cu mașina 5 ore să conducă, ci stabilesc o întâlnire în Microsoft Teams imediat între ei, iar toate aceste instrumente noi le folosim în pregătirea lor și vor fi extraordinar de utile în, hai să spunem, în creșterea angajabilităților și în capacitatea lor de a se integra într-un mediu de muncă nou care lucrează pe aceste principii. Deci iată că tehnologiile avansate până la urmă nu ne izolează,
ci ne apropie, ne oferă acest avantaj al apropierii, indiferent de locul locație fizic și în care exact. Trebuie spus și că tehnologia nu elimină 100% posibilitatea întâlnirilor față în față. Deci asta nu înseamnă neapărat că nu ne vom întâlni deloc pe parcursul celor 3 sau 4 ani de studiu. Ne vom întâlni cu siguranță poate la examene. Sigur, nu o să restricționăm, ce știu eu, posibilitatea de a participa la un examen a unui student care se află la distanță foarte mare. Există modalități și le-am verificat deja în perioada aceasta de evaluare foarte corectă prin intermediul platformelor informatice. Dar sigur că odată realizate acele mici comunități, mici grupe de studenți și există colaborare, asta nu împiedică evident să se întâlnească și față în față. Referitor la organizarea propriu-zisă a activităților didactice prin intermediul platformelor, sigur că există componenta, pe de-o parte, a materialului de studiu. Echivalentul cursului de la zi se transformă în autoinstruire la învățământul la distanță, folosind materialele puse la dispoziție de cadrele didactice. Și studenții trebuie să știe, candidații trebuie să știe că materialele există și sunt cadrele didactice, se obligă să le pună la dispoziție acele materiale ca să parcurgă cât mai, să spunem, ușor, să fie cât mai accesibil acest lucru. Apoi există acele activități obligatorii care se desfășoară după un orar prestabilit, la sfârșit de săptămână, cum spunea și domnul decan, în zilele de vineri după masa și sâmbătă, toată ziua, sigur nu exagerăm. De regulă, cam 8 ore sâmbătă, da. Nu mai mult de 8 ore. Nu mai mult de 8 ore, pentru că e foarte greu. Vineri, 8 ore sâmbătă. Și sunt activitățile acestea obligatorii împărțite în activități de tutorat și teme de control. Iar recomandarea noastră, sigur, este ca studenții să participe la aceste activități. Sunt esențiale pentru că acolo cadrul didactic explică studentului tot ce are de făcut pentru disciplina respectivă. Să parcurgă materialele de studiu, de autoinstruire și să parcurgă și activitățile practice pentru care se întâlnesc în weekend. Și aici, sigur, există o mare diversitate de forme sub care cadrele didactice își gestionează seminariile, activitățile acestea. Există posibilități de realizarea acestor, de transmiterea temelor de control către studenți și să-i lase să lucreze individual în modalitate aleasă de fiecare student și să trimită pe urmă la un termen stabilit, să trimită rezolvările, să trimită lucrările, activitățile practice, proiectele de care răspunde fiecare cadru didactic și apoi acestea sunt evaluate și studentul primește un feedback. Deci în felul acesta oarecum studentul poate să-și vadă progresul propriu în asimilarea materialelor puse la dispoziție și mai mult decât atât, activitățile acestea din timpul întâlnirilor și din timpul semestrului sau modulului capătă importanță în nota finală a studentului. Cadrul didactic trebuie să gestioneze în așa fel încât evaluarea de studenții și evaluarea lor, în așa fel încât să nu păstreze pe final de semestru sau pe final de modul o singură evaluare. Deci oarecum aici la învățământul la distanță este obligatorie evaluarea pe parcurs, evaluarea așa numită formativă și să nu rămână doar cea sumativă de final. Și atunci studentul va ști permanent că dacă va realiza anumite teme trimise de cadrul didactic, va obține un anumit procent din nota finală. Va fi luat în considerare parcursul său în nota finală la examenul respectiv. Deci iată că înțeleg că felul în care sunt structurate activitățile propriu-zise didactice de interacțiune între tutore și student practic asigură acea validare a nivelului de autopregătire. Evident, e foarte important. Și autovalidare important. Până la urmă. Da.
Adică și autovalidare, corect. El poate să observe în felul acesta modul în care a reușit să îndeplinească ceea ce efortul pe care l-a depus, modul în care a parcurs materialele respective, modul în care a participat la activități, se reflectă pas cu pas în modul în care se construiește acea notă finală, da, și poate să-și corecteze, să-și regleze activitatea de self-paced, adică învățare. Pasul ți-l stabilești, ritmul da. ți-l poți stabili singur din acest punct de vedere. Inclusiv materialele pentru autoinstruire trebuie elaborate în așa fel încât studentul la final de fiecare temă, lecție, modul, cum se numește, să aibă acele teste de autoevaluare cu întrebări sau cu solicitări de rezolvări similare cu ce va avea la final, la examenul sumativ, și în felul acesta poate verifica dacă a înțeles tot ce avea de înțeles din materialul respectiv, dacă a asimilat respectivele informații din acel modul. Deci acolo există componenta aceasta de autoevaluare a studentului, foarte important. Ce credeți că ar trebui să aibă în vedere un student la IDE pentru un parcurs educațional favorabil învățării, asimilării cunoștințelor și valorificării acestora în practica profesională? Determinare, în primul rând, și conștiența, hai să spunem, activității pe care urmează să o înceapă. El, atâta timp cât parcurge activitățile stabilite de cadre didactice, în forma stabilită, da? Așa cum spuneam, are posibilitatea să autoregleze pe parcursul formării respective, poate să dobitnească competențele necesare desfășurării unei activități în domeniul economic sau juridic, la fel cum o face și un student la învățământ cu frecvență. Spre deosebire de învățământul cu frecvență, trebuie să aibă, hai să spunem, o autogestionare mai corectă atât din punct de vedere a timpului, dar și din punct de vedere al implicării și concentrării pe ceea ce are de făcut. Asta e și rolul acestor evaluări pe parcurs, pentru că un student la învățământ cu frecvență, îl evaluezi, îl vezi, poți să-l corectezi prin activitățile de seminar, să spunem, care le ai față de față sau cursuri. Pe când aici el trebuie să-și gestioneze acest aspect hai să spunem, singur sau cu ajutorul cadrului didactic, dar la solicitarea acestuia în cadrul activităților de tutoriat. Trebuie să fie deschis, să inițieze colaborarea cu cadrul didactic, care fiind pe platformă poate să-i răspundă oricând. Deci doar trebuie să primească întrebarea, trebuie să primească o solicitare de lămurire din partea studentului, deci trebuie să fie deschis la această comunicare. Deci presupune un nivel mai mare de implicare, să înțeleg, da, deci și de maturitate implicarea personală, în a privi exact, acest proces educațional. Și atunci beneficiază exact de aceleași competențe și același, hai să spunem, șansă de integrare pe piața muncii în domeniul pe care, bineînțeles, l-a studiat. Am identificat câteva întrebări pe site-uri vis-a-vis de programele de învățământ la distanță și aceasta era una dintre întrebări. Dacă există diferențe între programele analitice, adică concret ce se studiază la învățământul de zi și la învățământul la distanță, dacă se pot transfera la un moment dat de la ID la învățământul de zi, era o altă întrebare. Da, bun, hai să vedem, să începem cu începutul. Nu există diferențe. Practic, învățământul la distanță nu se poate organiza decât dacă aceleași programe există acreditate la forma cu frecvență. Deci nu putem face nimic altceva din perspectiva conținutului disciplinelor decât ce se face și la învățământul cu frecvență. Inclusiv ordinea disciplinelor studiate într-un an de învățământ este aceeași, deci absolut numărul de ore, numărul de credite, absolut totul este identic. Trebuie să mai știe candidații că și cadrele didactice sunt aceleași, în principiu apelăm la foarte puțini colaboratori externi. Cadrele didactice care predau la învățământul cu frecvență sunt cele cu care se întâlnesc și studenții de la ID. Deci există echivalență totală între diplome, între programe de studii. Evident că și pe urmă inserția pe piața muncii este aceeași, interesul angajatorilor este același pentru absolvenții de programe care provin de la Facultatea de Economie și Drept. Pentru că vorbim de același nivel de pregătire, evident, sub forme totul diferite. Este, sigur, deci totul este la fel, doar formele sub care se întâlnesc cadrele didactice cu studenții sunt diferite.
Cred că era important să referitor evidențiem la, aceste aspecte. Da, referitor la transfer, sigur că dacă e vorba de transfer al studenților de la zi la ID sau de la ID la zi, în cadrul facultății noastre lucrurile sunt mai ușoare. Dacă vin de la alte facultăți, de la alte universități, sigur că acolo vin niște aspecte de echivalare a disciplinelor. Și în cadrul programelor de învățământ cu frecvență, pentru că sunt alte reguli. Din acest punct de vedere al transferului între universități. Între programe nu există nicio restricție din acest punct de vedere. Deci răspunsul la toate aceste întrebări nu trebuie să ne facem griji, pentru că există o echivalență 1 la 1 a competențelor, a formei de pregătire și a conținutului. Pentru că vorbim de creditele transferabile, exact, care sunt recunoscute indiferent de forma de învățământ, fie că vorbim de învățământul la zi sau învățământul la frecvență redusă sau învățământ la distanță, exact, în cazul nostru și în cazul discuției de astăzi. O ultimă întrebare, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii. Efectuează stagii de practică studenții de la ID? La fel ca și cei de la învățământul cu frecvență. Evident, este o disciplină ca oricare din planul de învățământ care trebuie promovată cu colocviu, sunt credite alocate disciplinei și atunci evident că exact ca și la învățământul cu frecvență există studenții fișă de disciplină și acolo există niște cerințe care trebuie îndeplinite. Condițiile sunt aceleași ca la orice altă disciplină pe care o studiază și face parte din procesul de formare pe care îl are un student în domeniul economic sau juridic. Mai mult decât perfect. Cred că am răspuns la cele mai multe dintre întrebările pe care le-ar putea avea candidații. Dacă ar avea întrebări suplimentare, unde le-ar putea adresa? Există un secretariat al centrului IFRD în cadrul Facultății de Economie și Drept. Există mai mult decât atât informații pe care le încărcăm și vedeți că totul este într-o dinamică, tot actualizăm documentele puse la dispoziția studenților ca să aibă de unde să se informeze. Există un ghid al studenților de consiliere a studenților de la învățământul la distanță pe care îi îndemn pe candidați eventual să-l studieze. Acolo sunt chiar foarte multe detalii în legătură cu ce au de făcut, cu plata taxelor, să aibă grijă cu perioadele respective de plată, cu... Dacă cineva ar dori să acceseze acest ghid, la acest moment, unde îl găsește? La informații pentru studenți, la departament, există departamentul Centru pentru Învățământ cu Frecvență Redusă, iar acolo găsesc informații. Secțiunea Facultatea de Economie și Drept, da, și la Centrul de Învățământ cu acolo Frecvență Redusă și la distanță. Exact. Și acolo să urmărească permanent, mai încărcăm documente, își găsesc orarele, parcursul din perspectiva plății taxelor și a examenelor promovate sau nepromovate se pot vedea prin individual prin sistemul de catalog online pe care îl are universitatea. Sistemul universității, deci au toate informațiile și accesul toate. Accesul este online la toate informațiile respective. Bineînțeles, există și accesul telefonic la secretariat sau prin prezență fizică, pentru că sediul facultății și a departamentului este pe strada Livezeni numărul 69 în Târgu Mureș, unde departamentul are alocat o componentă de secretariat separată pentru această categorie de studenți. Iar programul secretariatului este și sâmbăta, pentru că dacă orele se desfășoară mai mult în weekend, sâmbătă, atunci o găsesc pe doamna secretară și sâmbăta la secretariat. Deci, una peste alta, sigur, dacă doresc candidații să parcurgă un asemenea program de studii, trebuie să știe că timp de 3 sau 4 ani oarecum își sacrifică weekendurile, ceea ce nu este puțin lucru și totdeauna am admirat și i-am felicitat pe studenții noștri și de la frecvență redusă care au venit și și-au dedicat acest timp de weekend studiului. Același lucru va trebui să facă și cei studenții de la ID, să-și sacrifice weekendurile, dar obținând sigur o diplomă echivalentă în totalitate cu cea de la învățământul cu frecvență și cu folos, evident. Vă mulțumesc frumos pentru prezență. Vă mulțumesc frumos pentru toate informațiile pe care le-ați oferit astăzi candidaților și vă așteptăm la Facultatea de Economie și Drept Învățământ la Distanță.